cuvântul Domnului pentru seminarul din seara aceasta sau lecțiunea noastră în epistola lui Iuda este versetul 7 din Iuda. Versetul 7, această epistolă având doar un singur capitol. Să ascultăm acest cuvânt. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia. Ne stau înainte ca o pildă, suferind pe deapsa unui foc veșnic. Amen. Iubiți frașii și surori, doamnelor și domnilor, suntem deja la a cincea lecțiune, al cincelea seminar în epistola lui Iuda. Sumar vă reamintesc, am vorbit introductiv că această epistolă este scrisă într-un stil unic. Doar Iuda are acest stil. Este construită pe ceea ce noi am numit și teologii, cercetătorii Scripturii numesc triade, pe grupări de câte trei adevăruri, trei luări de poziție, trei atitudini, trei lucruri mari sau trei lucruri care trebuie evitate. Trei tablouri istorice. Și în epistola lui Iuda sunt 14 asemenea triade. Apoi, epistola este construită pe tablouri istorice. Primele trei tablouri sunt cele legate de Israel, deci Israel în pustie, al doilea tablou este istoria primordială a cosmosului. Este crearea lumii îngerilor și îngerii au fost creați înainte de creația propriu-zisă, cer și pământ. Și v-am explicat la vremea potrivită. Am văzut căderea lor. Și tabloul al treilea este Sodoma și Gomora. Am putut să vedem. Cum s-a născut primul păcat în cosmos? Am putut să vedem că Lucifer, acest heruvim ocrotitor, la un moment dat, în poziția supremă pe care o avea deasupra tutur, întregii lumi a îngerilor, și-a vorbit singur. Deci păcatul s-a născut în propria lui inimă, și-a vorbit singur inimii lui. Ce-ar fi să fiu eu în locul lui Dumnezeu? Să stau eu pe tronul pe care stă Dumnezeu și eu îl ocrotesc, îl port. Mândria este primul păcat. Apoi, păcatul următor a fost traficul pe care el l-a făcut după ce s-a așezat pe pământ. Când Domnul a creat pământul, am putut să vedem la timpul potrivit, Dumnezeu l-a creat de o frumusețe de nedescris. Pământul era o grădină minerală, nu era o grădină vegetală. Raiul lui Dumnezeu era o grădină minerală. Ezechiel 28 și Lucifer a primit în subordine uh, galaxia în care noi ne găsim și centru era aici pe pământ, dar de aici de pe pământ făcând mereu trafic în cer la Dumnezeu a mers de la înger la înger a defăimat pe Dumnezeu promițindu-le că dacă el este în locul lui Dumnezeu, eu să aibă altă viață, altă poziție. Așa s-a născut minciuna și Lucifer din momentul acela a devenit tatăl minciunii, satana și diavolul. Dumnezeu l-a alungat, locul lui este în locurile cerești, și este în văzduh. În această galaxie, undeva, are acces în cer încă și are acces pe pământ. Dar parte din Îngeri care au căzut cu el, spune versetul 6, și-au depășit activitatea lor de îngeri și-au părăsit personalitatea de îngeri, s-au întrupat, pentru că așa se arată îngerii ca și oameni, și dispunând de această putere, au vrut să pervertească rasa umană ca nu cumva sămânța femeii Iisus Hristos să se nască și astfel Îngerii, aceștia care s-au uh, căsătorit cu fetele oamenilor și au pervertit rasa umană, uh, genomul, gena umană, uh, cuvântul Domnului spune în versetul 6, sunt puși în lanțuri veșnice. Ei sunt uh, păstrați deja pentru judecată, la fel, uh, progeniturile care s-au născut din ei și care sunt urieșii, Nefilimi, Anachimi. Uh, ghiborimii uh, și refaimiții, uh, în mitologia greacă ei sunt numiți titanii. Titani. Ei sunt în lanțuri veșnice, același lucru spune și Sfântul Apostol Petru. În lecțiunea precedentă am privit la Israel. De ce Israel nu este nouă pildă? Și v-am adus aminte, Israel n-a fost mântuit inițial prin lege, așa cum popular se crede. Israel a fost mântuit prin har, pentru că Israel a fost izbăvit din Egipt când încă nu avea lege. A fost izbăvit prin sânge, sângele mielului Pascal, a fost botezat pentru Moise în mare și a primit însoțirea personală a lui Isus Hristos în pustie când el se arăta în stâlp de foc, noaptea, stâlp de nor, ziua sau se arăta sub formă de îngerul domnului, îngerul domnului. Ceea ce în Vechiul Testament este prezentat sub formă de îngerul domnului, noi o numim o cristofanie, o prearătare a lui Isus Hristos care este etern. El nu are început, el are început doar ca om, dar nu ca Dumnezeu. Israel deci ne poate să, să ne vorbească. Și în lecția anterioară am spus că Israel a fost scos din robia egipteană, ne am fost scos de sub robia păcatului. Israel au trăit în pustie minuni nemai întâlnite. Biserica evanghelică, biserica pentecostală a trăit și trăiește minuni glorioase cu Dumnezeu. Israel a avut amărăciunea transformată în dulceață, la Mara de câte ori amărăciunea noastră ne-a fost transformată în dulceață. Nu este așa? Au mâncat hrana îngerilor în pustie. Deci mana care le-a fost dată n-a fost un produs natural, cum se spune, când sufla vântul, cădea de nu știu unde. Astea sunt povești băbești. Mana, potrivit psalmului 78, versetul 23 la 25, este greu din cer, este hrana îngerilor. Dar, dar, cu toate acestea, Israel a păcătuit. De aceea spune că v-am scris aceste, măcar că le știți odată pentru totdeauna, să nu faceți la fel. Ce a făcut Israel? S-a luat după adunături. Numărul 11 cu 4. Deci adunăturii care a ieșit cu Israel din Egipt, i-a venit poftă. Și de foarte multe ori, biserica are această tendință să se ia după o mână de adunături. După o mână de gunoaie, care nu știu altceva decât să tulbure poporul Domnului. Ce au făcut mai departe? Au numit mana drept hrană proastă. Ce tot stăruință, ce tot rugăciune, ce tot profeții. Am primit telefoane chiar și din afara statului California, pentru că au văzut ce se întâmplă aici. Ce tot ridicăm proroci în față? Noi nu ridicăm proroci, ridicăm pe Domnul. Pe Domnul. Mana nu e mană proastă. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este binecuvântare pentru biserica contemporană. Israel a uitat pe Domnul. Judecător 2 cu 10 la 13. Judecător 3 cu 7. 1 Samuel 12 cu 9. Psalmul 106 cu 21. Ieremia 18 cu 15. Ezechiel 23 cu 35. Israel a uitat pe Domnul. De aceea este scrisă istoria în Iuda, un verset, un tablou. Ca noi să nu, noi care avem aceleași binecuvântări, nu cumva să cădem să uităm pe Domnul, pentru că dacă a uitat pe Domnul, spune Dumnezeu în urmă i-a nimicit. I-a pedepsit. Tot așa se întâmplă și cu noi. Uitați de fapt ce spunea Moise către Israel la vremea aceea. Zice așa în cuvântul uh, din Sfânta Scriptură. După cum Domnul se bucură să vă facă bine și să vă înmulțească, auziți? M-a surprins când am recitit, pentru că am observat de în altă dimensiune. Deci, după cum Domnul se bucură să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa Domnul se va bucura să vă piardă. Da, odată mântuit, totdeauna mântuit. Și să vă nimicească. Și veți, și veți fi mulți din țara pe care o veți lua în stăpânire. Deuteronom 28 cu 63. Țineți minte lucrurile acestea. Nu sunt de la oameni. Sunt de la Domnul. Astăzi ne vom uita la Sodoma și Gomoră. De aceea, seminarul nostru se va intitula Păcatul Sodomei și Gomorei. Păcatul Sodomei și Gomorei. În textul grecesc, și de ce fac referință mereu la textul grecesc? Pentru că încercăm să Prindem cât se poate mai original sensul. Um, și când spun aceasta, o spun cu zmerenie și cu, um, cu atitudine de respect pentru fiecare. Uh, pentru dumneavoastră care să ne ascultați la radio sau la televiziune sau pe internet, uh, trebuie să vă dezobișnuiți de obiceiul acela uh, că eu așa am văzut scris. O să vă arătăm ce este scris în Biblie. Orice traducere nu mai este original, nu că nu este bună, este bună, dar nu întotdeauna poți să prinzi sensul cel mai adânc. În textul grecesc, versetul 7, la noi este introdus în limba română tot așa, Sodoma și Gomora. În textul grecesc, versetul este introdus printr-un adjectiv, ton homoion, însemnează în același fel, similar cu. Tot așa. Și pentru că este acest adjectiv, se pune întrebare, frații mei. Fiți atenți la întrebarea care se ridică. În același fel, ca cine. Sau similar cu cine. Sau tot așa, ca cine. Și cum vă spuneam deja, pentru cei ce aveți reținere de inimă, similar cu ce s-a întâmplat înainte. Pentru că Biblia vorbește cursiv. Și înainte spune versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Care a fost problema acestor îngeri? Problema lor a fost păcat sexual, pentru că în versetul 7 spune tot așa, similar în Sodoma au curvit. Tu trebuie să înțelegi că și înainte au curvit. Uitați, păcatul Sodomei este un păcat al unei desfrânări stranii. De ce spune stranii? Pentru să vă citesc. O desfrânare stranie. Pentru că desfrânarea este cunoscută între un bărbat și o femeie care sunt necăsătoriți împreună. Aceasta este desfrânare. Când Biblia spune straniu, însemnează că este o desfrânare ieșită cu totul în afara naturalului. Și haideți să ne uităm uh, la câteva traduceri românești, ca să vedeți, să prindeți puțin mai bine împreună cu mine. Potrivit traducerii lui Bartolomeu Anania din 2001, deci traducere ortodoxă. O traducere excelentă, vă recomand. Zice, s-au dedat la desfrânare și au umblat după un trup nefiresc. Nefiresc. Pentru că nu este firesc Ion să umble cu Gheorghe împreună. Nu-i firesc Maria să umble împreună cu Ludovica. Nu-i firesc, am dat așa nume în engleză e II știți? Nu-i firesc. Cuvântul Domnului traduce Bisericii Ortodoxe Române din 1999. Zice, s-au dedat la desfrânare și au umblat după un trup străin. Nu este străin că unui american și unul este englez, nu. Ci este străin de natural. Traducerea Fidelia din 2010, este o traducere nouă în 2010, s-au dedat curviei și au mers după altă carne. Biblia de Iași, de la 1874, care asemenea acelora îngeri, auziți, au făcut o desfrânare și au umblat după carne străină. Suntem în 1874. Biblia Cantacuzino, de la 1688, prima traducere în limba română întreagă, 1688. Toți vă citesc, am toate aceste exemplare de deci. Zice așa, asemenea acestui chipu îngeresc, au curvit umblând de înapoi altor trupuri. Hmm. Iar Cornilescu 2001, deci Cornilescu revizuit, ce avem noi, dar revizuit, dedându-se la curvie la fel ca ei, ca ei fiind, e din versetul e, 6, îngerii, așa, și umblând după altă carne, sarcos heteras, o carne străină de bărbat, dacă este bărbat, străină de femeie, dacă este femeie. Frate și surori, doamnelor și domnilor, intimitatea este naturală, nu este nenaturală, dar este naturală între un bărbat și o femeie, bineînțeles dacă aceștia sunt soț și soție. Încă o dată, soț și soție. Nu există intimitate între prieten și prietenă. Între bărbat și femeie necredincioasă. Nu există intimitate între logodnic și logotnică, că și așa se căsătoresc, ci numai între bărbat și femeie. 1 Corinteni 7, 2 la 3. Când însă partenerul pentru intimitate apare, apare în felul următor, bărbat cu bărbat, romani 1 cu 27, femeie cu femeie, romani 1 cu 26, om cu demoni. Iuda 6 și 7, Geneza 6, 1 la 4. Această intimitate se numește în Biblie intimitate stranie. Intimitate nenaturală, adică de origine demonică. Homosexualismul și lesbianismul nu sunt inventate de oameni, este o învățătură demonică printre oameni. Uitați cum le cataloguează Sfânta Scriptură. Domnul consideră o astfel de intimitate, o uriciune, notați acest termen, o uriciune, Levitic 18 cu 22, sau, dacă vrea cineva și mai greu, Domnul consideră această intimitate un lucru scârbos. Levitic 20 cu 13. Și dați-mi voie să vă aduc aminte tuturor celor ce ne ascultați. Locul etern al scârboșilor aceștia fiind homosexuale și lesbiene. Locul etern al scârboșilor este afară, iazul de foc și de pucioasă. Apocalips 21 cu 8. Sigur că nu sună bine în corectitudinea politică contemporană să spun aceste lucruri, dar noi predicăm Evanghelia lui Hristos, noi nu predicăm corectitudine politică poate să fie el Versace, poate să fie Obama cu o mie de decrete, ce numește Dumnezeu scârbos, nu putem să numim noi Sfânt. Amin? Amin. Thank you. După această introducere amplă, că trebuie să clarificăm câțiva termeni bun? și idei, haideți să vedem patru aspecte legate de Sodoma și păcatul ei. 4. Primul. Monarhia Sodomei. Monarhia Sodomei. Sodoma, ca oraș, a fost oraș cetate, oraș regat, monarhie, avea rege. Când vorbim despre Sodoma, frașesorilor, doamnelor și domnilor, vorbim în realitate despre cinci cetăți învecinate din câmpia de sud a Iordanului, dar Sodoma se vede că este reprezentativă pentru ele, pentru că Sodoma este menționată mereu. Și aceste cinci cetăți, aș vrea să vi le notați dumneavoastră, din câmpia Iordanului, sunt Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim și Țoar. Textele, Deuteronom 29 cu 23, Osea 11 cu 8, Geneza 14 cu 2, Geneza 19 cu 20 la 22. Sodoma este menționată de șase ori în Vechiul Testament și de patru ori în Noul Testament. Comportamentul din Sodoma, care este homosexualismul, numit și sodomie, A devenit un aspect de caracter care în nările lui Dumnezeu era o putreziciune de nesuportat. De aceea, Sfânta Scriptură spune că o persoană din Trinitate, însoțită de doi îngeri căpetenii cerești, au coborât. Nu pentru că nu știau, ci pentru ca noi să ne dăm seama cum privește Domnul la astfel de atitudine, au coborât să se informeze personal despre starea acestor cinci orașe. Asta găsiți scris în Geneza 18 și Geneza 19, versetul 1 și 12. Sodoma, frașesorul, doamnelor și domnul, apare pe scena biblică în Geneza 13. Odată cu alegerea lui Lot de a se stabili acolo în Sodoma, despărțindu-se de Avraam, Geneza 13 cu 10, care era unchiul său, potrivit Geneza 11 cu 27. Măcar că este nepot, Avram îl tratează pe Lot și ca rudene, dar îl tratează și ca frate în Dumnezeu, pentru că în Geneza 13, cu 8, spune: Te rog să nu fie ceartă între mine și tine, căci suntem frați. Mă rog, Domnului, să mă audă toți frații în seara aceasta și de fiecare dată, că așa trebuie să trăiască frații împreună, să nu se tot certe, ci trebuie să trăiască în pace, în colaborare, în bună înțelegere, chiar dacă au idei diferite. Amin. Lot dovedește imaturitate, lipsă de respect și disciplină personală. Scriptura nu uită să spună prin Duhul Sfânt, să ne amintească că Lot, alegând Sodoma, a ales un loc unde, citez, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Ați în voie să vă aduc aminte cuvântul lui Dumnezeu. Când un om păcătuiește, indiferent ce păcat, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, în primul rând, și împotriva sufletului lui sau ei. De ce zice David? Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Deci când păcătuiești, indiferent ce păcat, păcătuiești împotriva Domnului și împotriva sufletului tău îți vate în suflet. Și împotriva semenului se răsfrânge, bineînțeles. Dar uitați cum s-a produs păcatul lui Lot, că Lot așezându-se în Sodoma, Lot, măcar că este un om neprihenit și îl numește apostolul Petru neprihenitul acesta și a venit în fire în ultima parte a vieții, dar și atunci cu căderi grosolane. Uh, uitați cum a căzut Lot în păcat. Notați-vă trei lucruri pe care le-a făcut Lot. Prima a privit, tipic ca la Eva. Geneza 13 cu 10. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Lot și a ridicat ochii și a văzut, a privit toată câmpia Iordanului. Era bine udată în întregime. Înainte de a nimici domnul Sodoma și Gomora până la Tsoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Ceva extraordinar, fertil. Acum este Marea Moartă acolo. Și atunci era, dar era pe lângă Marea Moartă. Orașe extraordinare și era apă potabilă. Deci, prima dată a privit. De ce? Pentru că. Uitați ce spune în versetul, în versetul 10, la sfârșit, era ca țara Egiptului și era ca o grădină a Domnului. Lot a fost furat de două lucruri. Unu, a fost furat de religiozitate, era ca o grădină a Domnului, nu era grădină Domnului. Chiar era Sodoma și Gomorra. Știți, când este un pic de religiozitate, zic oamenii, și așa, și eu mă mai duc la paș la Crăciun, la biserică. Mai aprind și câte o lumânare. Bine că nu ți-ai aprins hainele cu ea. Asta nu este pocăință, aceasta nu este credință, dragul meu. Asta este religiozitate care nu ajută la nimic. Nu ajută la nimic, este nebiblic. Și al doilea lucru, cel mai mare, când ai privit, și ce? ce? Era ca Egiptul. Lot avea Egiptul în inimă. Când începi să privești mult în altă direcție, îți este îmi este, ne este Egiptul în inimă. Lumea. Pentru că Egiptul stă pentru lume, pentru sfidarea lui Dumnezeu. Doi, după ce a privit, și tinerii pot să mă noteze, a luat o decizie temporară. Geneza 13 cu 11 și 12. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Fiiți atenți la versetul 12. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Nu s-a dus direct în Sodoma. Deci a zis, temporar stau aici, lângă Sodoma. Stau aici un pic lângă fata asta, chiar dacă e nepocăită, lângă băiatul acesta, chiar dacă e nepocăit, lângă cazinoul acesta, lângă discoteca aceasta, lângă barul acesta, lângă obiceiul acesta. Nu intru acolo, da? Stau aici așa. Parcă îmi place mirosul care iese de acolo. Și următorul pas, deci după ce o șed... privire, o ședere temporară până lângă Sodoma, a luat o decizie finală. Decizia finală, Însemnează că a locuit în Sodoma Ia uitați ce vă spune cuvântul Domnului Au luat și pe Lot Fiul, suntem Geneza 14 cu 12 Au luat și pe Lot Fiul fratelui lui Avram Care locuia în Sodoma Deci acum nu mai este lângă Sodoma Unde este? În Sodoma Aceștia sunt trei pași Dar unde locuia în Sodoma? Haideți să vă arăt unde locuia în Sodoma Geneza 19 cu 1. Ia uziți! Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea unde? La poarta Sodomei. Știți ce înseamnă această frază și surori, doamnelor și domnilor? Lot este ministru. Este membru în Consiliu Orașului sau unul din magistrații de seamă ai Sodomei. La poarta cetății stă judecătorul, stă ministru, stă consilierul principal al orașului. Orice tranzacție în vechime, unde se făcea? Unde se făcea? La poarta cetății. Însemnează că Lot este unul din magistrații care au votat să se aprobe în orașul lor această murdărie morală numită homosexualism sodomie și lesbianism. Este trist. Pentru că așa e. Întâi o privire, după aceea, din când în când, te mai tragi în partea aceea să vezi ce mai este pe acolo și te orienteze toate părțile să nu te vadă nimeni. Și după aceea, locuiești bine în Sodomă Și încă îți dai votul. Ești magistrat. Ministru. Probabil, probabil că Lot a ajuns ministru sau magistrat sau membru în Consiliul Orașului, a regatului, datorită unchiului său Avram, pentru că Sodoma, Gomora și celelalte, toate cinci cetățile au fost luate prizonieri. Avram a venit și a bătut pe cei patru împărați, o să-i amintesc acum. Așa, lui Avram s-a propus să se mute să fie cu ei acolo, Avram a refuzat, dar când au aflat că Lot este nepotul lui Avram, eu cred că împăratul Sodome a zis, ei, hey, cu asta trebuie să ne purtăm bine, pentru că dacă unchiul său e așa de bun general de armată și atât de bogat și ne poate ajuta, trebuie să facem pact, îl ținem pe ăsta aproape de noi. Și Lot, cum zice românul, a cumpărat pontul. L-a luat pe ponta de prim-ministru. Mai departe, antrenarea în război. <laughs> antrenarea în război. Primul război menționat în Scriptură, frași și și domnilor, este războiul legat de Sodoma și Gomorra. Nu este scris război până în punctul acesta în Biblie. Geneza 14. Patru împărați au venit împotriva Sodomei sau a celor cinci împărați din cetățile din Câmpie. Ia uitați, Amrafel, împăratul șinearului? Șinear, vă pun mea o întrebare. Șinear sau, cum îmi spune la șinear? Babilon! Babilon! Șinear sau Babilon? Arioc al Elasarului, Chedor la Omer al Elamului, Tideal al Goimului. Au luat prizonieri, Cinci împărați și împreună cu Lot, Geneza 14 cu 2 pe cine? Pe Bera al Sodomei, Birșa al Gomorei, Sineab al Admei, Șemeieber al Țeboimului și Belei al Țoarului. În acest război, primul menționat legat de Sodoma și Gomora, primul război din Biblie, primul război în istoria omului, sunt două profeții. Sunt două profeții, frate și surori. Prima profeție este aceasta. Primul război pe care noi îl avem este războiul împotriva poftelor firii. Primul război pe care noi îl avem nu este unul împotriva altuia, că nici nu trebuie să avem război de felul acesta. Este războiul meu împotriva mea, a poftelor firii mele. Trebuie să mă războiesc cu firea. Trebuie să te războiești cu firea. Puteți spune amin la aceasta? Amel. Nu prea. Amin! vă A, cine-i pocăit acolo? Este războiul cu firea. Dar a doua profeție, am să vă spun ceva frumos, a doua profeție care se vede aici, prin războiul lui Avraam împotriva celor patru împărați care au venit să cucerească Sodoma, fiți atenți, este o profeție care vorbește despre evoluția istorică a seminției care se naște din Avram. Deci, este o profeție care vorbește despre evoluția istorică a seminției, adică a lui Israel, care s-a născut din Avram. Că Avram este Părintele lui Israel. Ia, uitați-vă împreună cu mine acum. S-a bătut cu Amrafel al Șinearului. Șinear în Biblie se mai numește. Babilon. Babilon. Unii istorici spun că Amrafel era de fapt încă în viață Nimrod. Deci Abraham s-a putut să se lupte împotriva lui Nimrod. Sau, după alții, este Hamurabi al Babilonului, primul care a dat cod de legi morale, bună oră. Care a fost primul imperiu care a cucerit semânța lui Avram? Care? Imperiul Babilonian. Ia uitați-vă. Arioc al Elasarului. Elasar este ținutul antic al Greciei. Grecia se numește Republica Elenă. Elenă, limba Elenă, limba greacă. Elasar sau Helas, Elena. A avut Israel probleme cu Imperiul Greciei? A avut. Chedor la al Elamului. Elamul, frașii doamnelor și domnilor, este Medo-Persia. A avut sămânța lui Avram probleme cu Persii? A fost sub ei, nu? <laughs> și Tidal al Goimului, Goim în limba ebraică însemnează Popoare. Popoare. Imperiul care a înglobat toate popoarele în sine pentru prima dată în istorie, în popoarele cunoscute la vremea aceea. Cine a fost? Imperiul roman. Roman. Goim înseamnă Roma. Ia uitați-vă, încă de acum se vede ce urmează să se întâmple în istorie. Vremea neamurilor. Apocalips 11 cu 2, Luca 21 cu 24. Dar uitați-vă că după acest război, după cu acești patru împărați pe care îi bate Avram, el se întâlnește imediat cu Melchisedec, un prototip al Domnului Isus Hristos. Iar Daniel, în capitolul 2, cu 44 și 45, nu uite să spune că zice După aceste patru împărății, dintr-un munte se va desprinde o pietricică mică care se va face cât un munte, o, o împărăție mare și împărăția aceasta va sfărâma toate celelalte patru împărății. Și patra aceasta va fi el însuși un împărat care va domni în veci, va veni Melchisedec, va veni Isus Hristos. Și va așeza lumea în picioare pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul. Iată că și într-o istorie ca aceea a Sodomei și a gomorii, putem să vedem uh, profetic ce urmează să se întâmple. Și uitați încă un lucru foarte special. Când Avram, s-a întors biruitor, împăratul Sodomei i-a făcut o propunere. Potrivit Geneza 14, cu 21. Ia auziți! Pentru că așa se întâmplă în lume. 14 cu 21. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile. Dragul meu, vreau să spun ceva, Diavolul întotdeauna asta face, ce dăm sufletul și tu ține averea. O să dați și a cerut împăratul Sodomei. Ce a zis? Dăm oamenii și tu ține bogățiile, prada de război. Așa face diavolul. Ce dăm sufletul și ale tale sunt toate. Toate sunt ale tale dar nu sunt. Că le spulbere Domnul. Le spulbere Domnul. În al doilea rând, după ce am văzut monarhia, moralul Sodomei. Moralul Sodomei. Uitați-vă, Biblia spune că Avram locuiește în corturi, Geneza 18 cu 1, iar Lot este magistrat în Sodoma, Geneza 19 cu 1. Moralul Sodomei este acesta, decadență și decadență legiferată. Pentru că este legal în Sodoma să fii homosexual. Este legal să fie lesbiancă. Este legal să fie casă de prostituție. Este legală pornografia. Necazul, frași și surori, este că moralul Sodomei se repetă și în zilele noastre. Cuvântul Domnului este limpede și este clar. Noi vorbim mai mult de noi, dar trebuie să vorbim și de Lot, Mântuitorul Iisus Hristos spune în Luca 17, cu 28 la 30. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla ai doma. Identic înseamnă ai domă, identic, la fel. Oamenii mâncau, totdeauna au mâncat, dar vreau să spună nepăsare prin aceasta. Deci, unii beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a pluat foc și pucioasă din cer și i a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Care este preocuparea în aceste zile? Nu vedeți dumneavoastră în zilele acestea acest business creștin, cic file. Ați auzit la știri, nu? Pentru că acest om credincios, temător de Dumnezeu, care a pus acest business de fast food în picioare, mâncare de pasăre, de pui, de deci ce spune cicfile, om la 80-90 de ani acum, el care ține duminica a închis magazinul, pentru că trebuie oamenii să meargă la biserică și merge businessul, a zis, pe mine dacă mă întrebați de familii homosexuale, eu sunt împotriva familiilor homosexuale. S-a tulburat primarul din Chicago, primarul din Boston, primarul din New York și a spus la noi în oraș: Nu are ce căuta businessul acesta. Încălcând free speech în America și încălcând dreptul de a dezvolta un business. De ce? De ce? Pentru că omul acesta a spus: Dacă vin eu servesc, dar nu sunt pentru familii gay, homosexuale. Spiritul acesta este astăzi peste lumea aceasta. Hollywoodul s-a până în tavan, politicienii s-ar până în tavan, pentru că nu mai există moralitate. Făuritorii de modă s-ar până în tavan, pentru că nu mai este moralitate. De ce această perversiune scârboasă? Uitați cum o explică Scriptura. Și vă invit să vă uitați cu mine în Epistola Apostolului Pavel către Romani. Domnul îngăduie această influență demonică, pentru că v-am spus, este de natură demonică, tot așa, ca și îngerii căzuți, ca și demonii, care au adus această perversiune printre oameni, Dumnezeu îi îngăduie pe oameni să cadă în acest păcat, nu că oamenii se nasc homosexuali, dar să se așa ca să-și justifice plăcerea și păcatul. Nu, nu se naște. Este un păcat învățat. Este un păcat învățat. Primul motiv pentru care Dumnezeu îi îngăduie este pentru că nu vor să cunoască pe Dumnezeu. Romani 1 cu 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, de ce îi lasă să facă ce vor? Sunt nemulțumitori, deci pentru nemulțumitor, pe nemulțumitor, sper că aud bisericile acum. Că și în biserici avem plin de vociferanți și de nemulțumitori. Pot să cadă în acest păcat. Homosexualism. Roman 1 cu 21, partea finală. Nici nu i-au mulțumit, și s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor, fără pricepere, ce a făcut? S-a întunecat. A început să vadă răul bine și binele rău. Deci, nu vor să cunoască pe Dumnezeu nemulțumitor, secret singur înțelept. Roman 1 cu 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Proverbe 3 cu 5 la 8. Nu te socoti singur înțelept. Altul. 4. Aleg minciună în locul adevărului. Romani cu 25. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu. Noi așa ne-am născut. Nu te-ai născut așa. Așa te-ai învățat. Sigur, sunt copii tineri și tinere care au fost abuzați de mici și lucrul acesta li s-a imprimat mai adânc în pofta cărnii, dar nu s-au născut așa au fost abuzați și au ajuns în starea aceasta. În cuvântul Domnului spune, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Încălzire globală. Și să încălzesc de pofte. Au scos pe Dumnezeu din conștiința lor. Romanul 1 cu 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate să facă lucruri neîngăduite. Scârboși. Alt aspect moral, au suportul celor în locuri de sus. Dăm decrete peste congres. Executive order. Romani 1 cu 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Observați? Asta este moralul. Și atunci Dumnezeu îi lasă pradă necurăției lor, cu 24, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției lor să urmeze poftele inimilor și să-și necinstească singur trupurile. Dumnezeu i-a lasă pradă patimilor lor, Romani 1 cu 26. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, nu le poate numi Dumnezeu Sfinte. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firei. Însemnează femeie intimă cu femeie. Tot astfel și bărbații au părăsit între firească a femeii, s-au prins de pofte unii pentru alții, pe la casele de modă. Dumnezeu îi lasă pradă minții lor blestemate, Romani 1 cu 28, și Dumnezeu îi lasă pradă minciunii pe care o trăiesc. Așa cum spune la 2 Tăiasul în capitolul 2, versetul uh, 11 și 12, din această pricine Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie o osândiți. Acest este moralul Sodomei. De ce trebuie să învățăm? 3. mintea Sodomei. Deci monarhia, moralul, mintea. Care-i gândire care-i mintea acestor oameni. Extremism. Plăcere fără limite. Familie coruptă ca a lui Lot. Accent pe lucruri pământești. Religia sau credința devenită o glumă. Geneza 19 cu 14 când Lot s-a dus la ginerii lui se spună, vine Domnul să nimicească cetatea, ce au zis ginerii lui? Fuși boșule, glume de -a tale am mai auzit, că ne-am spus din asta. Credința este o glumă. Rostez numele lui Hristos când săvârșesc păcat. O, oh, gat! Asta este o blasfemie, dragul meu. Rostez numele Domnului când fură, God help us. Rostesc numele Domnului când mint. Rostesc numele Domnului când bărfesc. Rostesc numele Domnului când fac rău. Religia a devenit o glumă proastă. Evaluarea divină a minții, uitați care este evaluarea divină a unei astfel de minții. Afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Geneza 13 cu 13. Și să nu credeți că vă vorbesc misticism, dar este interesant că acest verset, afară din cale de păcătoși împotriva Domnului, știți că nimic nu este la întâmplare și numerele au semnificație și în Biblie și, și în lumea de afară. 13 în lumea de afară este numărul diavolului. Observați unde apare subiectul acesta. Geneza 13 cu 13. Pentru că e lucrarea lor. Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând, malignitatea Sodomei. E o bolă malignă, ca un cancer, răspândit. A atins cote alarmante în Sodoma, în Gomora și în celelalte, în Adma, Țeboim, țoar, dar atins cote alarmante în societatea contemporană. Avem peste 3000 de biserici homosexuale în America. Așa le numesc ei. Predici, biserici homosexuale. Cote alarmante. Maligne. Politicieni homosexuali. Magnați homosexuali. Gay pride parades. Demonstrații de mândrie. În oraș. Și avem AIDS. Sunt furie când spui că SIDA, în limba română, sindromul imunodeficitar achiziționat sau AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, se supără când spui că este prevalent la ceea ce practică homosexualism. Dar acolo este cel mai mult. Iuda ne spune că apostazia zeilor din urmă, are această marcă specifică, sodomia, Deci apostazia zilor din urmă are această marcă. Deci, cum vă spuneam, cum spune Sfânta Scriptură, este posibil că și anticrist să fie unul dintre ei, pentru că despre el se spune că nu va ține cont de dorința femeilor. Care este dorința? Este dorința de intimitate în lumea iudaică, ca să-l nască pe Mesia. Și văzându-l că el este așa de harismatic, în sensul negativ al cuvântului, ar vrea să fie o soție care să nască un fiu supranatural, un Mesia, un eliberator. Dar lui nu-i fac plăcere femeile, probabil că este homosexual. Rășesorul, doamnelor și domnilor, în concluzie, Lucrurile acestea spune, ne stau pildă. Să nu cădem, să nu cădem la corectitudinea politică contemporană. Acum, dacă așa vrea să trăiască, lasă să trăiască. Spune-i că ce face este greșit. Dar spune-i că Domnul îl poate schimba. Dumnezeu poate să ierte orice păcat și poate să schimbe orice problemă. Oamenii s-au schimbat. Până în 1973, Colegiul de Psihiatrie American numea, psih numea homosexualismul o boală mentală, de psihiatrie. Acum este un stil de viață care trebuie să predat la copii din clasa a doua. În America, în Europa de vest. Da. Este un comportament învățat. Oamenii nu se nasc sodomiți, învață lucrul acesta. Se putea să ai tendințe sodomite, dar Dumnezeu ne învață să ne disciplinăm, ne învață să ne ținem trupul în supunere. Cum a spus Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Pentru că, știți ce se întâmplă, nu numai sodomie și păcate scârboase ca acestea, cine continuu își trăiește în păcat, la un moment dat poate să aibă următoarea experiență. Să fie abandonat de Domnul. Este cea mai tristă experiență pe care poate să o aibă cineva. Aduceți-vă aminte din nou ce spune în Romani 1 cu 28, cu 24 și cu 26. Mereu Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, folosește ce expresie. Din pricina aceasta, din pricina aceasta, pentru că nu, pentru că nu, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor blestemate. Să creadă o minciună când te abandonează Dumnezeu. There is no more hope. Nu mai există speranță. Dar ești în viață dacă te găsești în situația aceasta. Cuvântul n-a fost ca să te Îngrozească și să-ți faci impresie că suntem o, 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 o adunare de, de uh, habodnici. Nu! Suntem copiii lui Dumnezeu în conștiința ta, dacă practici lucrurile acestea, știi că faci rău, pentru că te mustre de câte ori faci păcatul. De aceea trebuie să te pocăiești și dacă vrei, un antidot împotriva acestui păcat este sângele Domnului Isus Hristos. O transfuzie din acest sânge o spălare în acest sânge glorios te spală, te curățește, mă curățește, pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de ori și ce păcat. Să ne aducem aminte de lucrurile acestea, pentru că spune Iuda au fost scrise pentru noi odată, pentru totdeauna, pentru ca noi să învățăm. Iată trei tablouri, Israel, lumea primordială de dinainte de crearea cerului și a pământului, este lumea îngilor și căderea lor, și este Sodoma și Gomora. Mă rog Domnului ca aceste cuvinte să fie pentru noi o pricină de învățare, o pricină de a cunoaște pe Dumnezeu în adevăr și de a nu fi victimizați de societatea contemporană peste care a venit sfârșitul viacurilor după ceea ce spunea Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de lot. Amin.